Părerea acestei comunități în ceea ce privește începerea exploatării miniere, care este? Da. Această comunitate se află în Apuseni datorită mineritului. De evul mediu începând, maghiarii au exploatat aici. Rațiunea de a fi în Apuseni a fost să exploateze aurul. Sper că vom exploata aurul în continuare, cel puțin așa dorește comunitatea noastră. La asta se pricepe. Tatăl meu a fost inginer minier, a lucrat până la pensie la Baia de Arieș, unde a fost în ultima perioadă inginer șef investiții și a ctitorit o uzină de prelucrare cianurație, să zic așa. Spuneți-mi, vă rog, care credeți că sunt perspectivele de dezvoltare a zonei acestea în perioada următoare? Dacă ne gândim prin prisma proiectului minier, da, e clar, se dezvoltă mineritul, se dezvoltă și alte activități conexe, dar în același timp poate să se dezvolte și turismul, având ca motor mineritul, deci veniturile care vor fi din minerit. Altfel va fi foarte greu să, pentru că bani de investit nu are nimeni aici în zonă și nu a investit nimeni în zonă până acum, în turism, de exemplu. Și strict în ceea ce privește maghiarii din Roșia Montana, cu ce se ocupă, cu ce își câștigă ei existența în acest moment? O parte lucrează la centrul nostru de informare turistică. Noi am înțeles că foarte mulți turiști, mai ales din Ungaria, sunt atrași de Roșia Montana, de tot scandalul din jurul acestui subiect. Noi vrem să folosim lucrul acesta spre binele comunei, spre prosperitatea oamenilor. Încercăm să atragem cât mai mulți turiști din Ungaria și să-i facem să petreacă cât mai mult timp și să cheltuie cât mai mulți bani aici în zonă.